de nebune. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Hei! Hei! Aplauze! Yes! Ne pricepem! Bună? Continuați, continuați! Numele meu este Damian Alin, am 36 de ani și am venit să vă vorbesc despre femei și stand-up. Atât. Să-i dăm drumul. Eu nu mă bucur că sunt tot mai multe femei în stand-up. Ce nu înțeleg e de ce toate vorbesc despre aceleași lucruri, ca și cum nu ar exista pe lumea asta mai mult decât trei subiecte. Și anume, ciclu menstrual, prietenul cu mică și cât e de greu să fii femeie. E clar. Dacă încă mai există cineva, vreun băiețel, bărbat, care încă nu a înțeles sau nu știe despre ce e vorba, hai că vă explic eu, simplu și la subiect. O dată pe lună, în fiecare lună, timp de aproape o săptămână, femeia are ciclu. Ce înseamnă asta pentru noi bărbații? Păi, pe lângă faptul că nu mai fac nimic, femeia visurilor noastre se transformă într-un monstru diabolic, instabil din punct de vedere emoțional, care nu mai știe să facă de mâncare, plânge dacă o iei în brațe și dacă îi cumperi flori și râde frenetic ca o nebună dacă aude că maică-sa e pe patul de moarte. Bă, cel puțin încă mai avem un punct în comun, nu? Bendeac este sodomizat psihic. Atenție, bărbați, tot ceea ce spuneți și faceți în această săptămână poate fi și va fi folosit ulterior împotriva voastră. Prin difuzarea emisiunii. Subiectul numărul 2. Oameni buni, se pare că toate femeile din stand-up sunt urmărite de același blestem. Blestemul prietenului cu mică. Eu zic că asta e o chestie destul de obraznică, adică mai mereu auzi treaba asta, cum l-am lăsat fată, ce era să facă doar are mică. Acum am și o întrebare la voi, femeile. Bă, dar voi de ce aveți așa de mare? Bă, stai o secundă. Bă, deci eu nu mai, deci pe bune, deci nu mai am nici o urmă de suportabilitate pentru vulgaritate care nu are niciun pic de cuvânt. N-am o problemă cu orice fel de subiect și cu orice fel de cuvânt și eu le-am folosit de nenumărate ori, atâta timp cât poate să aibă un fundament comic. Deci dacă numărul tău se duce în această direcție și nu are niciun fel de fundament din punctul ăsta de vedere, te rog să te oprești. Gata. Deci cât a rezistat? A rezistat un minut? N-a fost un minut, un minut și puțin, un minut și 10 secunde. Nu, deci da, nu mai suport eu. Nu mai pot eu. Nu mai... Ok, am înțeles, na. Asta e... Okay. Tu faci chestia asta de mult? Nu, am început acum 8 luni de zile, dar asta e prima oară când scriu ceva pe românește. Mai stai, mai familiarizează-te. Da. Păi, în general, ce scrii? Dacă faci în engleză. Sudeză. Da. A trăit în Suedia. Și de acolo ai venit? Da. Și acolo faci stand-up în Suedia? Da. În suedeză? Da. Cum plătește cineva bilet să vadă asta? Asta nu înțeleg. Și atunci cred că undeva ei mai și păcălesc. Că de fapt sunt stand-upper și fac stand-up înseamnă că merg când sunt seri de open mic, de nu ești plătit, te duci de plăcere, știi? Dar asta nu te numește stand-upper, ești doar în capul tău. Adică pe tine nu te-a angajat nimeni și nu te-a plătit nimeni pentru asta, știi? Ai putea să ne spui câteva lucruri din materialul în suedeză? Bineînțeles că nu în suedeză, sper. Ok. Și vrei să spun să traduc glume în română sau să ți le spun pe suedeză? Pe suedeză! În suedeză! Da! Îți mulțumim frumos, deci, frate. Deci, probabil, deci dacă ai pus întrebarea asta, te rog, în suedeză, cel mai probabil. Aș vrea să le aud. Promite că râdem și noi tot în suedeză. Și noi! Jag har en son som är 8 år gammal. Och jag älskar honom jättemycket. Men mina första känslor som förälder var panik och besvikelse. Och det är på grund av att det enda han gjorde hela tiden var att kissa, bajsa, gråta och sova. Och då tänkte jag, nej för fan, han liknar ju sin mamma. Super, no? Intressant. Și acum, aceeași chestie, poți să-mi o spui și în română? Am zis că am un băiețel care are 8 ani de zile și îl iubesc foarte mult, dar primele mele sentimente ca și părinte au fost panică și disperare. Și asta din cauza că am observat că tot ceea ce el făcea în timpul zilei era să mănânce
să plângă și să doarmă. Băi, am impresia că seamănă cu maică-sa. Asta e bancul. Pe suedeză sună mult mai bine, se pare. Nu, concluzie... M-a plăcut mai mult pe suedeză, oricum. Domnul Damian Alin, a.k.a. suedezul nostru, este genul de concurent de care nu prea-ți vine să spui nimic, pentru că totul a fost așa, de nota 5, mediocritate spre repetenție. Noi îți mulțumim frumos pentru participare. Mulțumesc. Și chiar nu ne pasă dacă el face bancuri bune în limba suedeză, pentru că ar fi trebuit să aducă și un translator cu talent. Aoleu. S-a dus dracu format emisiune. Am impresia că nu o să câștig. Băi, noi ne-am amuzat la gluma în suedeză. Am venit aici cu foarte multe speranțe. Chiar am crezut că, na, cel puțin în finală tot ajung. Și se pare că la gară mai repede decât în finală.